Salutare! Dacă data trecută am vorbit despre localizarea vizuală a peștilor, în funcție de semnele care le vedeți la pelicula apei sau diferite alte semne care le puteți vedea atunci când vă aflați în fața apei, astăzi vreau să vorbesc despre un lucru care iară pe mulți dintre voi se ajută, mai ales în pescuitul crapului. Am văzut că în discuțiile ce le-am avut cu voi pe Facebook și când am lansat această provocare, foarte mulți mi-au spus și asta e foarte bine, că țineți foarte mult la localizare. Tot timpul vă legați de structuri, vă legați de nivelări, de asta ceea ce e un lucru foarte bun. Orice structură, orice denivelare, orice pom scufundat, orice beton în apă, orice poate să atragă peștele și cu siguranță aveți șanse mult mai mari pescuit în zona acelor structuri să aveți trăsături. De ce? Pentru că în mare parte peștii se găsesc în zona acelor structuri. Chiar și unii dintre voi care sunteți la început, vreau să vă explic exact ce înseamnă aceste structuri. Deci pur și simplu că pescuim în fața stufului, da? Sau al papurii, poate să reprezinte o structură. O structură pentru că acolo se întâmplă ceva ce atrage crapul. Adică acolo există un mic habitat pentru tot felul de viețuitoare acvatice care reprezintă hrana crapilor. Și dacă noi plasăm tot timpul monturile în zonele care pot oferi în mod natural hrană crapului, cu siguranță că avem șanse mult mai mari să prindem pește. Deci de-aia v-am spus, în zonele cu stuf, din zona malului, e o zonă foarte bună de abordat. Denivelările, acele praguri, acolo iar este o zonă unde putem găsi mulți crapi. Copacii scufundați, iar sunt o zonă foarte bună care asigură crapului atât de post cât și hrană. Dar asta sunt aici la Dunăre și nu întâmplător. Vreau să vă arăt altceva de care ține scos și e foarte important, mai ales pe întinderile foarte mari de apă sau pe Dunăre sau pe râuri, unde știți că există scoici sau melci. Dau un exemplu, acum e apă puțin scăzută în mod normal și am acces la acești bolovani. Și vă dau un exemplu. Uite. Am luat de exemplu un bolovan din apă. Ia uitați ce găsim aici. Găsim tot felul de scoici, da? Sunt niște scoici care se fixează de structuri, adică de zonele tari, și ele asigură cam 90% din ce am văzut în timpul verii din hrana crapilor mari, și mai ales am văzut și carașii mari încep să mănânce aceste scoici, și plăticile și mrenele. De aia vă spun că nu neapărat o structură în sine poate reprezenta, adică în viziunea voastră o structură poate să fie și, cum am spus, nu știu, unii văd ca structură pragurile, unii văd ca structură o groapă, unii văd ca structură orice. Dar vreau să țineți cont că pe astfel de râuri de mare întindere sau fluvii cum este Dunărea sau lacuri mari, foarte important este să găsiți și zonele cu substrat tare, pentru că aceste scoici ce vi le-am arătat și tot felul de melcișori, le găsiți pe structurile tari. Deci unde aveți piatră și unde aveți un substrat tare, există șansa să găsiți și aceste scoici și implicit fiți siguri că prin zonele alea nu o să rămână nevizitate de crapi. Plasăm montura și începând un pescuit în zona acestor structuri, deja este un plus foarte mare. Pe lângă toate ce am discutat în trecut și ce o să discutăm în viitor, să știți că acest aspect este foarte important. Încercați să vizualizați tot timpul în apa respectivă unde pescuiți sau pe fluviu care pescuiți, gândiți-vă unde poate fi o sursă de hrană și îndreptați-vă cu pescuitul spre acea zonă, pentru că șansele cresc considerabil. Întotdeauna crapul va vizita zonele unde are șansa să găsească hrană și dacă montura voastră se află pe acel traseu, cu siguranță șansele de a prinde cresc exponențial de mult. Eu sper că ați înțeles asta și sper să o puneți și în aplicare în pescuitul care îl face zi de zi și o să vedeți că o să vă ajute. Eu am avut mare succes, mai ales în pescuitul la crape, întinderi foarte mari de apă. Am avut succes pentru că de fiecare dată m-am legat de cea mai mică structură care am putut. Dacă am găsit orice, v-am arătat în trecut cum să identificați tot felul de
denivelări, puteți să, o să vedem și în continuare o să mai discutăm despre aspecte de sondare, de alte chestii prin care puteți să găsiți diferite structuri. De-aia vă spun, e foarte important tot timpul să vă orientați către o structură. V-am spus, fie o zonă cu pietre, fie o denivelare, fie un pâlc de stuf, orice, o insulă pe o baltă, un mal abrupt, orice structură, primul lucru care trebuie să-l faceți, dacă aveți șansa, să vă orientați cu pescuitul acolo, pentru că șansele cresc foarte mult. Sper că am fost destul de înțeles, dar dacă ceva nu ați înțeles, nu e o problemă, puteți să-mi trimiteți un mail și o să discutăm pe tema asta. Până la următoarea întâlnire, eu vă salut și toate cele bune!